De la Congresul Blocului Politic Victorie, desfășurat la Moscova, oligarhul Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova și supus sancțiunilor internaționale, a speculat din nou pe teme precum credința și orientarea sexuală. De la aceeași tribună, deputatul prorus Vasile Bolea a avut tot un discurs manipulator. Сегодня нашим людям начинают говорить: вы в церковь больше не ходите, а на гей-парады ходите. Это же часть европейских ценностей и культуры. То, что происходит сегодня в Европе, мы видели. Кроме ЛГБТ-агенды, да, они еще предлагают открытый сатанизм. Nu există declarații ale oficialilor sau acte legislative care ar îndemna oamenii să nu se ducă la biserică. Astfel de îndemnuri nici nu pot exista de fapt, pentru că sunt în contradicție cu principalele drepturi și libertăți umane, stipulate inclusiv și în Constituție. De fapt, ce trebuie să știm este că Uniunea Europeană nu discriminează religiile în niciun fel și în UE sunt mai multe țări ortodoxe, precum România, Bulgaria, Grecia, Cipru. Aderarea la UE nu a afectat deloc ortodoxia din aceste țări, dar din potrivă comunitățile ortodoxe au primit acces la fonduri europene pentru conservarea patrimoniului cultural. Propaganda rusă are de fapt scopul să bată în cele mai slabe puncte, ceea ce îi atinge pe oameni, astfel încât ca oamenii să aibă anumite frici de integrare europeană. Toate aceste atacuri sunt partea propagandei destinate publicul extern, căruia Rusia nu are ce să ofere în termen de oportunități economice, culturale, educaționale, așa că le rămân aceste teme din ceea ce numim războiul cultural. Că Europa ar fi satanistă sau în vreun fel anticreștină e pe cât de fals, pe atât de ridicol. Majoritatea politicienilor de rang înalt sunt creștini practicanți. Ursula von der Leyen, de exemplu, este fix imaginea valorilor pe care Putin pretinde că le promovează. Căsătorită din 1986 cu un singur bărbat, are 7 copii și este creștină. Occidentul este un spațiu al libertății, care include libertatea de expresie, libertatea protestului, libertatea de a-ți alege reprezentanții, libertatea de conștiință, să ai orice religie sau niciuna. Toate astea sunt un tabu pentru Rusia lui Putin. De altfel și biserica rusă, ca și Rusia, sunt astăzi izolate în lume, pentru că nu poți să fii luat în serios când predici valori creștine, în timp ce invadezi o altă țară, ucizi de avalma femei și copii. Creșterea intensității pe care o vedem acum este și o dovadă a disperării. Dacă Moldova decide că parcursul ei este unul al libertății și valorilor adevărate europene, ar fi o nouă lovitură pentru Rusia și un semnal pentru toți dictatorii care nu urmăresc nimic altceva decât întărirea controlului prin întoarcerea la o societate învechită, condusă de așa ziși bărbați puternici, dar care nu se pot impune decât prin violență și legi făcute după chipul și asemănarea lor.